Sunt dr. Mihai Alin Scarlat și așa cum am promis la lansarea cărții Comunicarea în creație, natura ne vorbește, natura ne învață, voi prezenta în câteva episoade principalele idei care sunt prezentate în această carte. Omul trebuie să-și organizeze viața în armonie cu natura, cu celelalte ființe vii și pentru că este singura ființă rațională, trebuie să găsească soluții de existență echitabile pentru tot ceea ce se află astăzi pe pământ. Natura reprezintă elixirul vital pentru sufletele noastre, dăruindu-ne liniște interioară și energia pozitivă de care avem nevoie. Noi absorbim această energie emisă de munți, copaci, păsări și de toate celelalte vietăți, vindecându-ne spiritul și trupul. Ar trebui cu toții să conștientizăm că pentru tot ceea ce luăm și primim de la natură, cum ar fi apa, căldura, aerul, hrana, noi avem o datorie față de aceasta. Această datorie trebuie să se manifeste prin iubirea noastră, prin respectul nostru, prin recunoștința noastră și prin binele făcut tuturor creaturilor acesteia, oferindu-le căldura, iubirea necondiționată și grija noastră. Tot ceea ce viețuiește pe pământ răspunde la iubire. De aceea, mesajul ar trebui să fie iubiți și protejați natura. Comunicarea reprezintă acel proces prin care se transmit informații și sentimente între indivizi sau grupuri sociale. Actul comunicațional la om poate fi realizat prin comunicare verbală, dar aceasta reprezintă doar 7%, comunicarea prin cuvinte, sau non-verbală, alte elemente de limbaj neverbal reprezentate în principal prin expresii ale feței, gesturi, mimică care țin de limbajul trupului și care traduc emoții și reacțiile indivizilor și paralimbajul, în principal intonația și inflexiunile vocii. Dar există și o comunicare telepatică. Comunicarea telepatică există și a existat dintotdeauna, fiind un fenomen care se realizează printr-un transfer de gânduri, idei, imagini mentale, trăiri, sentimente și senzații între două viețuitoare. Ea nu depinde de distanță și nu poate fi împiedicată de niciun obstacol. Telepatia nu cunoaște limite biologice și nu este doar un avantaj al rasei umane. Genele de bază al tuturor viețuitoarelor sunt identice în proporție de 98%. Acesta este unul dintre factorii care asigură, de fapt, schimbul continuu de mesaje telepatice dintre toate componentele vii de pe Pământ. Telepatia este considerată cel mai vechi și cel mai răspândit sistem universal de comunicare, un limbaj comun al tuturor, oameni, animale, plante, insecte, care nu cunoaște limite biologice și nu ține cont de bariera dintre specii. Studii recente arată că orice organism viu are această abilitate. Totuși, această abilitate s-a pierdut în mare parte la om și a rămas undeva în subconștient, deoarece pe măsură ce copilul crește și începe să vorbească, să socializeze, își pierde această abilitate. Trăsătura cea mai des întâlnită în cadrul comunicării telepatice este empatia, adică capacitatea unei persoane de a-și imagina sau de a înțelege ceea ce simte altcineva și care se manifestă sub forma gândurilor, a emoțiilor, uneori chiar a senzațiilor fizice. Subiecții cei mai empatici sunt cei mai telepatici. Empatia și telepatia merg împreună. Cel mai important lucru care trebuie luat în considerare este acela că totul comunică, totul posedă un limbaj, indiferent de forma acestuia. În plan spiritual al conștiinței, toate ființele sunt conectate între ele. Datorită faptului că telepatia ne permite să comunicăm cu alte specii, poate că ne va permite să regăsim sentimentul că suntem în legătură strânsă cu tot și toate. Concluzia la care s-au ajuns cercetătorii, fizicieni, biologi, psihologi, precum și marii maeștri spirituali, este aceea că toți suntem interconectați și facem parte dintr-un câmp global, indiferent cum îl denumim. Conștiința unității, câmp morfogenic, inconștient colectiv și alte denumiri. Există forme de telepatie activă și pasivă. Nenumărate experimente efectuate au demonstrat cu certitudine faptul că oamenii comunică pe calea telepatiei, îndeoseb când trec prin stări sufletești extreme. Ființa umană a trăit de la începuturi cu picioarele pe pământ și cu fruntea printre stele. În principiu, toți suntem telepați, doar că unii suntem mai înzestrați decât alții. Se pare că fenomenele telepatice sunt mult mai frecvente decât ne putem imagina, ceea ce ar justifica simpatia și antipatia instinctivă față de o anumită persoană.
Teoria câmpului cuantic și observația că particulele se influențează reciproc poate explica aceste fenomene, ea sugerând că telepatia dintre diferite viețuitoare este cea care face posibil aceste lucruri. De fapt, vorbind despre o minte extinsă, despre un câmp informațional în care ne atragem constant, deși într-o formă inconștientă. Telepatia este un fel de comunicare wireless între două creiere. O explicație posibilă este rețeaua cuantică. Fizica cuantică a pus în lumină marea interconexiune din întregul univers. Fenomenul cuantic este un fenomen conform căruia două fragmente elementare de fotoni sunt capabili să comunice instantaneu, acțiune directă la distanță, independent unde se află în spațiu. Numeroși oameni de știință au ajuns la concluzia că nimic nu e solid, iar ceea ce pare solid este energie cu vibrație joasă. Atomii fizici sunt alcătuiți din vortexuri de energie care se învârt și vibrează în mod constant, fiecare dintre aceștia radiind propria semnătură energetică unică. Atomii sunt, de fapt, energie invizibilă, nu materie tangibilă. Teoria cuantică arată că toate sistemele materiale au această caracteristică principală și anume dualitatea undă-particulă. Ceea ce noi numim substanță fizică este de fapt o concentrare intangibilă de forme de unde, vibrație, a căror diferite combinații și tipare structurale se unesc pentru a forma infinitatea de produse chimice și elemente care interacționează între ele pentru a forma substanțele fizice. Despre animale se spune că simt omul. Telepatia folosește emisfera dreaptă a creierului în loc de emisfera stângă. Animalele au puteri telepatice extraordinare. Acestea comunică prin limbajul corpului, prin intermediul propriului limbaj complex, dar pot comunica și mental, prin intermediul atât în interiorul speciei, cât și între diferite specii, precum și cu oamenii, care pot primi mesajele lor în măsura în care sunt capabili să asculte, să înțeleagă, să simtă empatie și compasiune. Sunt capabile să recepteze gândurile, sentimentele și intențiile omului din spatele cuvintelor, chiar dacă nu înțeleg acele cuvinte. Animalele sunt capabile de emoții și legături afective mai puternice decât al multor oameni. Câinii, pisicile și papagalii de companie pot comunica telepatic cu stăpânii lor cu care au o legătură afectivă. Ei simțind când stăpânii lor se întorc acasă, chiar și atunci când o fac în mod neașteptat și se află la mare distanță. Par să citească gândurile stăpânilor și le anticipează intențiile. Știu când stăpânul lor este fericit sau trist, nervos sau entuziast și par să simtă când acesta are probleme și mai ales dacă este în pericol. După 1970, etologii au confirmat posibilitatea comunicării telepatice și la insecte, mai ales la furnici și termite, la albine, la pești și anumite mamifere, telepatia fiind considerată acea forță care reglează raporturile între indivizii speciei. Există două tipuri de cunoștințe, intelectuale, care vin din minte, și intuitive, care vin din inimă. Niciuna nu poate exista fără cealaltă. Intuitivitatea inimii determină validitatea prin sentimente, emoții și înțelegeri care nu pot fi măsurate fizic. Uneori știm că ceva este adevărat, deoarece simțim că este adevărat. Alteori știm că ceva este adevărat pentru că îl putem măsura și rezultatul poate fi reprodus. Dragostea este un element, un exemplu minunat. Cum putem dovedi științific că iubirea există? Cum o putem măsura? Cu toate acestea, cred că majoritatea dintre noi am experimentat-o și am simțit-o. Simțim că, de fapt, avem nevoie de dragoste pentru a supraviețui și pentru a ne dezvolta concret și corect ca ființe umane funcționale. Domeniul comunicării animalelor se bazează mult pe forma intuitivă a cunoașterii. La fel ca și iubirea, ea poate fi experimentată, dar nu poate fi măsurată. Animalele nu pot judeca, dar iubesc necondiționat. Animalele fac legătura cu noi de la inimă la inimă. Cunoașterea inimii nu poate fi măsurată, ea este experimentată. A fi iubit necondiționat și acceptat fără judecată este unul din cele mai vindecătoare lucruri pe care le putem experimenta. De exemplu, atunci când proprietarul unui câine se gândea să scoată câinele la plimbare, acesta era deja la ușă, rotindu-și coada fericit.
Animalele nu comunică prin limbaj uman, deși putem traduce ceea ce primim de la ele, cuvinte și concepte umane. Este mult mai obișnuit ca animalele să transmită telepatic un întreg pachet de înțelegere și informații multisenzoriale. Un animal poate transmite senzații fizice, puncte de vedere, sunete, mirosuri și emoții toate în același timp, împreună cu înțelegerea modului în care acestea se raportează la subiectul conversațional la îndemână. Toți copiii se nasc cu capacitatea de a percepe gândurile și sentimentele animalelor. Prezența telepatiei la alte trepte de evoluție, așa zis, inferioare omului, poate fi susținută de nenumărate fenomene care se observă în viața insectelor care trăiesc în grup, precum furnicile, albinele, lăcustele și altele. Mulți cercetători au studiat viața termitelor și au fost uimiți de extraordinarea coordonare realizată pentru construirea mușuroiului, a termitierii. Păstrând proporțiile, depășește cu mult performanțele omului, spuneau aceștia. Cercetările efectuate n-au reușit să dea o explicație plauzibilă tainei comunicării dintre echipele de termite care se ocupă cu înălțarea mușuroiului tumular și cele cu fantastica instalație de climatizare. Distanțele enorme care separă echipele de lucrătoare exclud posibilitatea comunicării sonore. Nu există lanțuri de mesageri care se transmită știrile. Transferul telepatic are imensul avantaj al transmiterii rapide pe raze largi de acțiune, economisind energia cheltuită prin limbajul tactil sau corectând imperfecțiunile codului chimic. Organizarea unei coloane de furnici nomade în marș este foarte asemănătoare cu cea a unei trupe de soldați aflată în marș. Se cunosc două tipuri diferite de realizare a funcțiilor ce întrețin viața în natură. În cazul unui organism unic, cum este și al nostru, fiecare funcție este îndeplinită de către un grup de celule specializate în acest scop, iar diferențierea funcțională și structurală a celulelor se face în stadiul de dezvoltare embrionară după informația conținută în programul genetic. În cazul ființelor ce trăiesc în colonii, precum termitele, albinele, furnicile, întregul grup se comportă ca un singur organism, al cărui funcții sunt îndeplinite de indivizi specializați în realizarea lor și nu de celule specializate. Fiecare individ va avea și o morfologie adecvată funcției pe care o are de îndeplinit, care este diferită de acelorlalți semeni, cu toate că toți indivizii se trag din aceeași matcă și au aceeași zestre genetică. Oare existența unui câmp purtător al informației este cel care creează coeziunea, morfologia și funcționalitatea grupului? La rândul lor, câmpurile individuale structurează modelul energetic al speciei și probabil că materia vie își structurează în evoluție un model energetic fundamental, specific întregii lumi vii. Nu putem vorbi de tipare fixe, ci de elaborări continue, adică de transformări și structurări condiționate de factorii ambientali și cosmici. Constanta legăturilor pe care le descoperim în univers rămâne permanenta creație și distrugere de forme. Totul este vibrație. Tot ce există în lumea aceasta are propria vibrație unică, în funcție de conținut, de calitate și de caracteristici. Inclusiv corpul nostru și hrana pe care o consumăm nu fac excepție. Cu cât mintea și corpul nostru sunt mai pline de vibrații, cu atât suntem mai conștienți de lumea înconjurătoare și mai în armonie cu natura. Iar dacă vrei să afli secretele Universului, gândește în termeni de energie, frecvență și vibrație, spunea Nikola Tesla. Creșterea nivelului de conștiință, care este tot energie, este una din cheile transformării. Fizica cuantică ne arată că toată energia se află într-o permanentă mișcare de tip oscilatoriu, numită vibrație. Toate formele vibrează cu anumită frecvență și lungime de undă. Frecvența joacă rolul important în crearea realității noastre fizice, pentru că frecvența permite energiei să se exprime în orice formă, inclusiv molecule, atomi, planete, stele, viață biologică și chiar boli. Fiecare lucru biologic sau non-biologic are semnătura unică de energie care vibrează la anumite frecvențe.
Orice obiect fizic este de fapt cel mult 4% solid material, restul 96% fiind spațiu gol, care este de fapt tot energie. Concluzia la care s-a ajuns prin intermediul fizicii cuantice este că suntem cu toții și cu toate interconectați printr-un câmp energetic inteligent, invizibil, câmpul cuantic, reprezentat de particule virtuale existente pretutindeni în univers. În acest câmp energetic, toate elementele sunt conectate la nivel subatomic, cuantic, interacționând și influențându-se reciproc. Pe lângă corpul fizic, material, al diverselor forme de viață, există și alte entități energetice subtile, non-materiale, cum ar fi sufletul, spiritul, care vibrează cu o frecvență foarte înaltă, emoția, bucuria, frica, de asemenea au frecvențele lor. Sunt vibrații energetice care influențează considerabil realitatea noastră. Tradițiile spirituale arată că în univers totul este vibrație, totul fiind o desfășurare ordonată de energie și orice forță, orice vindecare de orice natură ar fi, constă în modificarea vibrațiilor. Toate stările, trăirile și energiile se impregnează în organism prin intermediul apei, din care este condiționată orice ființă vie, inclusiv plantele, care este structură informațională, ce poate conține informații despre toate interacțiunile la care apa a fost supusă. O mare importanță o au gândurile, sentimentele și emoțiile asupra apei din organismele vii. Atât apa cât și hrana sunt încărcate cu anumită vibrație energetică sau informație pe care o consumăm odată cu aceasta. Consumul alimentelor cu vibrație foarte scăzută va scădea vibrația organismului. Șamanii vindecători din Amazonia afirmă că ceea ce contează este spiritul plantelor și nu proprietățile lor chimice. Uleiurile esențiale își pot aduce contribuția la creșterea vibrației unei persoane. S-a constatat că uleiurile volatile, uleiurile esențiale, au cea mai ridicată frecvență dintre toate substanțele folosite de noi, între 52 și 320 de MHz. Exemple de uleiuri benefice organismului uman sunt busuiocul, tămâia, imortelele, lavanda, roinița, smirna, menta, mușețelul german, enupărul, santalul, trandafirul. Trandafirul vibrează la o frecvență 320 de MHz, emanând dragoste, puritate și integritate, realizează legătura între minte, trup, suflet, spirit.